Dacă auzi pași în casa ta la miezul nopții, trebuie să faci asta. Băieți și fete, bine ați revenit la o nouă reacție creepy la mine pe canal. Ei bine, fraților, astăzi ne vom uita la un filmuleț creepy care se numește Footsteps, adică pași, efectiv, boys, și în care ne va arăta ce trebuie să faci în cazul în care e singur acasă și la miezul nopții încep să auzi pași la tine pe hol. Toată lumea intră în panică, toată lumea zice, hopa, ai trag criminalul peste mine. Însă, în filmul de astăzi o să ne uităm și o să vedem pe bune ce se întâmplă. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul cu reacția. Let's go, să vedem cum stă treaba, boys. Bun, deci ne arată casa asta. Asta e frățiorul, personajul principal într-un fel, care știu că din câte m-am interesat o să se joace pe calculator și o zică că trebuie să se ducă, să se ducă la culcare. Și de atunci o să începe, o să înceapă pașii să apargem, să se audă. Ok, acum nu se vede nimica. Bun, ba uite, ne arată ce e asta. Asta cred că e casa lui, boys. Dar se vede întunecat rău de tot. Bun. Ok, uitați-l pe el, se joacă Warzone. Cred. Se joacă cu un tovarăș de lui, că parcă se aude ceva în căști. Ok, boys, acum se joacă și mănâncă. Ce mănânci, îl întreabă? Ceva cu ananas. Yes, I cry myself every night to sleep since I've got here. Ok, boys, deci fiți atenți și că el este într-o casă nouă acum, gen, și l-a întrebat asta cum e noua casă. Ce că e foarte mișto. Ce că e tot ok, a zis el. Team 127. Blue building, they just took a shot at me. Ok, a zis că la 127 trebuie să-l bată pe unul. A murit. Acum se joacă, hopa, s-a auzit ceva, boys. Ah, ba nu, a murit. Și acum cred că o să se ducă la culcare, boys. Din câte știu. Bun, acum se ceartă, boys. Și că ne mai jucăm un match? Nu, trebuie să mă duc la culcare. Bun, deci ăsta se duce la culcare acum, boys. Ne vedem mâine, hai, baftă. Noapte bună, bun. Deci acum a terminat, boys, și se duce la culcare, așa că el urmează să se ducă la culcare, dar de fapt... Bă! Bă! Dreapta, boys. Cine-i aia, man? Ia stai puțin. Ia stai că se gândește și el. Ce? A uitat ceva? Unde și-a lăsat telefonul? Mamă, frate mi. Ok, s-a uitat în spate, însă nu cred că a mai văzut-o pe aia. Ok. Mamă, e totul super întunecat, man. Asta mi se pare creepy rău de tot. Se vede așa cu o calitate micuță pentru că e întunecat. Ia să vedem. Își caută telefonul, boys. S-a auzit ceva. S-a auzit ceva de la scări. Ok. Hai, acum începe. S-a auzit ceva de la scări. Ia sunat telefonul. Ia, vezi, frate, și te sună la ora asta. O fi că sună tovarășul lui. Boys, aici, bă. Vedeți ăsta? Ăsta cred că e părul acelei femei. Hello? Ok, hopa, ce faci? Mamă, bă, uitați-vă, e cineva cu el în casă, man! Bun, acum l-a sunat cineva, zice că tocmai ce am terminat să mă joc cu un tovarăș de meu și mă duc la culcare. Bă, ce-i asta, man, uai? E așa de creepy să... Bedroom. Mamă, de ce scrie bedroom aici? A, e o cutie pe care scrie bedroom, adică dormitor. Acum povestiți, se vorbește cu ăla ceva la telefon, boys, nimica important. Zice unde lucrează, ce loc de muncă are. E aceeași companie, nu știu ce explică el pe aici.
Cerchează mult mai mulți bani, trebuie să împachetezi niște chestii, nu știu, băi, vorbește despre... Despre, bă, 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 are o mână acolo! Băi, o mână acolo? Bă, ce face mâna aia? Mamă, cât de creepy a fost, a închis și ăla după, mamă, bro. Acum cred că și-a dat și el seama că se întâmplă chestii ciudate în casa asta. No, sorry, I'm fine. I must have caught the door. Boys? A găsit ceva? Se aude ceva de aici? Bro, ce-i asta? O să trebuiască să te sună înapoi. Ce-i aia? O să iau o bâtă. Deci crede că e cineva acolo după ușă. Pentru că pe bune chiar e. A luat o bâtă. Frate meu, bâta nu o să te ajute nici cum să te pas cu fantomele. Îți spun sincer, voiam să zic că spun din propria experiență, dar eu nu m-am bătut cu fantomele cu bâta. Nu m-am bătut deloc cu fantomele, dacă vă întrebați. Ok. Frate meu, stai așa și calmează-te, știi ce zic. Ok, boy, s-a dus acolo, mamă, wow. Să uită în jos. Nu e ok. Mamă, să mai auzi ceva jos acolo. Băi, cineva cu el în casă, am văzut toți. Nu? Toți au chestii, mamă, e că capel de frică, frate, mi-o ai grijă. Ai grijă că nu știi în ce te-ai băgat. Nu-i nimeni acolo, nu? Nu văd pe nimeni. Mamă. Nu văd pe nimeni, boys. Se au pași. Se aude cum urcă cineva pe scări. Știu că ești acolo. Dacă știi ba... Ce, că pleacă din casa mea. Am armă și nu mi-e frică să o folosesc. Hai că nu ți-e frică, frate meu, că trebuie aici, nu mai poți, știi ce zic. 1 2 Mamă, băi, e frică. Nu-i nimeni. Ok, foarte proastă tactica, să zică 1, 2, 3, ca să se așteaptă la când iese sau ceva de genul. Auzi ceva, deci, bă, acum ar trebui să-și dea seama că e vorba despre o chestie paranormală, că aude pași, dar nu-i vede, știi? Unde naiba ești? Mamă. Uite pașii, boys! Uitați pașii! E invizibilă! Uite aici pașii! Mamă, bă! Mamă, bro! Mamă, cearcă să intre! Boys! Bă, ce se întâmplă? Ce-i chestia aia, man? Hopa, ce-a făcut? A dormit? Sau ce s-a întâmplat? S-a terminat toată chestia. Mamă, iară. Bă, încă e acolo cineva. Bă, nu vine să cred, bro. A dormit și s-a trezit. Deci cred că persoana respectivă nu voia să intre. Că dacă adormea, nu cred că era așa de greu să intre, știi? Să dea o daia mai tare și să intre. Se uită acum și are cum să vadă care-i treaba. Nu știu, boi, ce să zic. Acum cred că o să ne luăm un jump scare sau ceva de genul. Nu deschide ușa, frate meu. Nu o deschide, pe bune.
Te rog eu, las-o așa, știi ce zic? Las-o în voia ei, bro. Mama, a deschis. Nu-i bine ce face. Se uită pe aici. Nu-i bine ce face, boys, vă zic. Nu-i bine deloc. E o fotografie acolo, boys. Mamă, deci dacă stau așa să mă uit, parcă e o fotografie cu mai mulți oameni. Ia uite-te, frate, mi-e ce aici. O fi ca e o fotografie cu vechii oameni care au stat. Adică, bă, tot filmul horror cred că se bazează pe faptul că asta stă într-o nouă casă. Uite-te, bă, și deci e o fotografie cu mai mulți oameni. 1, 2, 3, 3, 3, 10 oameni. 9 au fața așa și mai a mai rămas numai asta. Și cred că asta e în viață sau care-i treaba. Și asta bântuie casă sau care-i treaba. Așa că e că-s vechii oameni care au locuit acolo sau nu știu. Ea se duce jos acum. Cred că o să-l omoare aia cel mai probabil. O, e frică, vă dați seama. Mamă, bro, a distrus totul. Bă, a distrus totul. Uite-o, în spatele lui. E în spatele tău, frate meu. Get out, pleacă de aici. Pleacă, mă, fugi. Mamă, e în spatele lui. Boys, e în spatele lui, vine încet. Pleacă, pleacă, mă. Mamă, și s-a terminat. Nu? Ok. Boys, scrieți neapărat acum la comentarii după ce ați terminat dacă credeți că a apucat să plece sau l-a omorât ăla. Băi, eu zic sincer că aia, că l-a omorât aia. Eu cred că l-a omorât. Nu cred că frazerul nostru a vrut să plece. Nu știu dacă și-a dat seama că e vorba de o chestie super serioasă, paranormală. E bine, băieți, dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și vă urez o zi minunată și totodată că acum e perioada, vă urez note mari la școală, medii mari la școală. Sper că ați încheiat cu medii bune. V-am pupat toți. Pa, pa.